De cealaltă parte, Alianța Dreapta Unită are dreptul să participe la alegeri. Curtea Supremă a infirmat decizia Biroului Electoral Central și a hotărât că cele trei partide, PMP, USR și Forța Dreptei, pot merge împreună la scrutinul din data de 9 mai. Este o zi mare pentru democrația românească, pentru că ni s-a făcut dreptate. Nu se poate ca un drept să ne fie luat printr-o decizie abuzivă. Au încercat să ne ia dreptul de a ne putea asocia și de a le merge și cere românilor încrederea. Astăzi, Dreapta Unită a revenit pe buletinele de vot. Suntem determinați să mergem mai departe și să luptăm cu acest monstru PSD 1 și PSD 2. De ce le este frică? Nu vor scăpa. Cătălin Drulă, președintele USR, a afirmat la fel ca liderul PMP, Eugen Tomac, că înalta curte a oprit un abuz și o nedreptate. Înalta curte, cea mai înaltă instanță a Republicii noastre, a făcut dreptate din nou, așa cum a făcut-o și în 2019. Ne veți găsi pe buletinul de vot, veți avea alternativa onestă, muncitoare, cinstită, de dreapta pe buletinul de vot la hoția PSD și a PNL, care de fapt sunt un singur partid. Așa începe sfârșitul. Marcele, nici nu știi cât de mic încep să fii. Iar Ludovic Orban, liderul Forței Drepte, a spus că cei de la putere au încălcat legislația electorală încercând să blocheze Alianța Dreapta Unită. Dacă cineva va avea curiozitatea să se uite în registrul partidelor politice de la Tribunalul Municipiului București, va constata ceea ce am constatat și eu cu stupoare. Și anume că USL există în registrul partidelor. Din păcate, USL există și în realitate. USL 2. Am un mesaj către Ciucă și Ciolacu. Ați încercat să ne luați parlamentari. Ați încercat să ne luați primari. Acum ne vânați până și candidații de calitate care vor să candideze din partea Alianței Dreapta Unită în toate județele țării. Îndemn pe români, veniți la vot, aveți cu cine să votați. Dreapta Unită.